În cauza sa întocmit dosar penal, se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila sub aspectul săvârșirii infracțiuni de omor. La acest moment există un cer de suspect și se fac audieri. Anterior incidentului, victima și împreună cu un alt bărbat au fost sancționați contravențional la legea 61 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.